De 3 ore, doamnelor și domnilor, o femeie moare din cauza cancerului la sân. Este cel mai întâlnit timp de cancer în rândul femeilor din Uniunea Europeană. Astăzi, peste tot în lume, clădiri simbol sunt luminate în roz, culoarea speranței, pentru a duce cât mai departe mesajul că orice femeie trebuie să aibă grijă de sănătatea ei. Dacă boala este descoperită din timp, există 90% șanse de vindecare, spun medicii. Susținem și noi această inițiativă, motiv pentru care astăzi și eu și colegii mei vom purta această fundiță roz în piept. Luăm acum câteva minute de publicitate și ne întoarcem cu alte știri.